Unde, ok, dragilor, în 10 secunde trebuie să alegem. Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, vom fi puși între viață și moarte. Da, dragilor, ați auzit foarte bine, vom fi puși între viață și moarte. Va trebui să luăm câteva decizii foarte, foarte importante, decizii care aparent le întâlnim și ne putem lovi de ele chiar și în viața reală și va trebui să luăm decizia bună pentru a supraviețui. Așa că odată ce o să învățăm chestiile astea, cu siguranță ne vor ajuta și în viață, nu se știe niciodată când ne vom lovi de ele. Dar până să începem, nu uitați că este în desfășurare un giveaway pe Instagramul meu unde puteți să câștigați o husă personalizată. Puteți să o faceți cum vreți voi, asta este husa mea, eu mi-am personalizat-o, este o pușcă care trage într-un clopoțel pe care, dacă nu l-ați apăsat încă, apăsați-l. Și, de asemenea, dacă totuși vreți să vă cumpărați voi una și să nu așteptați până săptămâna viitoare când voi extrage câștigătorul, puteți să vă dați comandă de o husă direct de pe linkul din descriere, de unde aveți și reducere, bineînțeles. Bă băieți, haideți să-i dăm drumul, bă băieți și fete, haideți să-i dăm drumul și nu uitați să scrieți și voi în secțiunea de comentarii ce decizii ați luat și dacă ați luat decizia bună, eu vă felicit, o să vă dau inimioare fix în comentarii. Haideți să-i dăm bătaie, dragilor, pentru că sunt nerăbdător și vreau să pot lua sau să am noroc să iau deciziile bune și să supraviețuim astăzi. Ok, trebuie să supraviețuim. O să avem 10 situații pe care trebuie să le rezolvăm pentru a supraviețui. Ok, numărul 10. Ok. Ok, deci este ca și cum suntem blocați într-o cameră. Nu știu cum am ajuns acolo, dar în orice caz, dacă am fi într-o cameră și ar începe să se umple cu apă. Ok. Ok, deci el spune acolo că nu avem cum să ieșim din cameră, iar apa crește de nicăieri. Ok, deci apa crește și noi nu avem cum să ieșim sub nicio formă. În doar câteva secunde apa crește și ne va trece de nivelul capului. Ce putem să facem? But the knowledge that help is 5 minutes away and you only have 2 minutes or so until the entire room is flooded. Ok, deci avem doar 2 minute până când apa se va umple până sus, iar pentru a nu muri, haideți să vedem ce opțiuni avem. 3 minute putem să rezistăm fără să respirăm. Ok, avem 3 variante: pai, o funie și o găleată. Nu știu ce am putea să facem cu o funie, să fim serioși totuși. Ok, care variantă o alegem? 10 secunde, ok, dragilor, în 10 secunde trebuie să alegem. Dacă am alege paiul, evident, dacă apa ajunge până sus, n-avem nicio șansă. Dacă alegem sfoara, n-avem ce face cu ea. Hai să alegem găleata, să vedem dacă poate putem să facem ceva cu ea. Ok, deci ok, paiul nu este ok. Deci funia o putem folosi în multe alte situații, dar nu în situația asta. Bă, am ghicit, frate, nu pot să cred. Ok, eu știam o chestie de genul ăsta, ca și cum dacă ai lua sub apă o găleată sau ceva și ți-ai pune-o deasupra capului, nu ar intra apa sub ea să se umple și ar rămâne cu aer. Deci tu practic ai avea încă puțin aer pe care să-l respiri de... din găleată. Să văd dacă este adevărat. Ok, asta este. Ok, ci că dacă ai pune găleata peste cap, ți-ar rămâne aer suficient ca să respiri. Deci, practic, chestia asta o puteți folosi și când stați în piscină. Dacă vreți să supraviețuiți sub piscină, în apă, puteți să folosiți varianta asta. Ok, prima înghicit-o. Numărul 8. O parașută care nu funcționează. Ok, după ce sari cu parașuta din avion și nu ți s-ar deschide parașuta, ce ai putea să faci? Ok, deci parașuta nu se deschide pentru că sunt ghinioniști și... Ok, și începi să te învârți aiurea prin aer. Ce poți să faci în situația asta? Ok,
Mamă, deci nu știu ce putem să facem. Să așteptăm până să coborâm jos, să deschidem o parașută de rezervă dacă am avea, sau să luăm un alt parașutist, asta aleg, ultima variantă. Voi ce ați alege? Ce ați ales în 10 secunde? Ok, are dreptate. Wow, am greșit, frate. Deci am greșit, nu pot să cred că am greșit, frate. Wow. Da, bă, așa e, că dacă m-aș urca pe al doilea parașutist, nici el n-ar avea cum să deschidă parașuta și practic a murit amândoi. Ok, deci țineți minte, trebuie să deschideți parașuta de rezervă. Dar ok, bă, frate, asta în cazul în care o avem. Și în cazul, toate parașutele ar trebui să aibă o parașută de rezervă. Doar că mă gândesc în felul următor: dacă sunt atât de ghinionist încât nu s-ar deschide nici parașuta de rezervă, ce aș face? Probabil că aș muri. Suntem la numărul 8 și cred că este cicălabele morții. Hai să vedem despre ce este vorba. Ok, ești la o plimbare prin pădure și auzi ceva zgomote, tu faci zgomot, te gândești la mâncare, mergi prin pădure liniștit și dintr-o dată, ce spune aici? Apare un urs, frate, apare un urs. Wow, chestia asta, să punem un puțin stop, chestia asta, frate. Ok, frate, chestia asta se întâmplă și la noi în România, după cum bine știți, dacă mergeți la Brașov sau în zonele de pe lângă. Probabil că ați auzit și voi la televizor că mai coboară urși și se poate să te întâlnești cu el, așa că astăzi vom afla împreună cum ar trebui să ne protejăm de urs. Deși cred că am o idee. Ok, ajungi față în față cu ursul, ce poți să faci în momentele alea? Ok. Stai pe loc, te duci la urs, alergi, fuga rău de tot, sau te pui jos și încerci să mimezi ca fiind mort. Deja cred că știți cu toții răspunsul și asta ne-a învățat de foarte mici. Ne punem jos și mimăm că suntem morți. Cred că asta este varianta corectă. Ok, după cum vedeți, niciuna dintre variantele alea n-au fost corectă, dar dacă mimăm că suntem morți, s-ar putea să ne lase în pace și să supraviețuim. Ha! Am nimerit-o și de data asta. Oricum, chestia asta probabil că o știți cu toții. Lăsați în secțiunea de comentarii. Nu știu cum se numește asta, dar este numărul 7. Hai să vedem. Ok, mergi printre buruiente, mușcă un șarpe. Ok, și este un șarpe veninos. Ce putem să facem în momentele alea, pentru că nu avem nici cum să sunăm la salvare sau la pompieri să vină repede să ne ia, să ne salveze. Avem doar foarte puțin timp până când veninul să-și facă efectul. Ce putem să facem? Efectiv, la prima variantă să începem să ne plângem și să țipăm. A doua, să ne ștergem acolo cu apă curată și să punem un plasture. Și a doua este cea în care să ne legăm cu o bandană sau un tricou, cerșaf, ce-o fi aia. Deja avem, după cum vedeți, 10 secunde și eu știu clar răspunsul și o spun cu sufletul pe inimă că trebuie să ne legăm mușchi astfel încât veninul să nu circule prin corp și să ne dăuneze, să ne omoare. A doua variantă, adică. Da, prima variantă a fost greșită. Nici a treia, să ne spălăm cu apă și să punem un plasture. A doua, pentru că v-am spus să nu lăsăm, frate, să plece veninul în întreg corpul. Ok, trecem la următoarea și suntem într-o plimbare. Într-o plimbare normală cu mașina. Te oprești să faci o treabă și în momentul ăla pornește o tornadă. Începe să negrească cerul și începe să meargă spre tine. Te urci în copac, sapi o groapă și te bagi în ea.
sau fugi repede la mașină și încerci să pleci cu mașina. Mamă, frate, sunt într-o tensiune pentru că lucrurile astea se întâmplă și la noi în România, dar totuși nu m-aș urca în copac pentru că s-ar putea să smulgă copacul, nici în mașină pentru că s-ar putea să iau mașina, așa că m-aș arunca într-o groapă pe care o găsesc în pădure. Yes, frate. Asta trebuie să faceți, bă, frate, mai ales acum că a fost tornada asta, a încercat să găsiți o groapă cât de mică posibil și puneți-vă în ea pentru că s-ar putea să nu vă ia de acolo. Da, asta s-ar putea să vă salveze viața, bă. Fraților, asta a fost una dintre ultimele chestii din seara asta, bă, guys, wow. Wow, în seara asta chiar am învățat niște lucruri interesante și care probabil într-un moment sau altul, nu se știe niciodată, trebuie să le știți pentru că vă vor proteja. Ei bine, dragilor, nu uitați să intrați să participați la concursul de pe Instagramul meu, poate câștigați o husă din cele 5 și dacă mai vreți episoade de genul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați în secțiunea de comentarii voi ce ați ales și o să vă dau inimioare și, dragilor, ne vedem foarte, foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. V-am pupat. Ciao!